Doamnelor și domnilor, bun găsit! Încep știrile Antena 3 Ploiești. A fost constituit noul Consiliu Județean Prahova. Cei 32 de consilieri județeni validați de instanță și președintele CJ Virgil Iunanu și-au depus jurămintele marți. Celelalte 4 mandate au fost invalidate după ce candidații care le-au obținut s-au retras. Aceștia vor fi înlocuiți de următorii de pe liste, după ce vor fi și ei validați în instanță. La peste 3 luni de la alegerile locale a avut loc ceremonia de constituire a Consiliului Județean Prahova. Ședința a început cu intonarea imnului național. În calitate de prefect al județului, că din acest moment atât Consiliul Județean cât și aparatul executiv al Consiliului Județean va înțelege că trebuie să primeze legea și transparența. Trebuie să înțelegem de asemenea că hotărârile extraordinare și de îndată sunt extraordinare și de îndată pentru că ele trebuie să marcheze niște momente care nu pot fi adoptate decât dacă sunt situații extraordinare. Consilierii județeni și președintele Consiliului Județean Prahova, Virgil Iunanu, și-au depus apoi jurămintele. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Prahova. Așa să ne ajute Dumnezeu! Dragi prahoveni, astăzi mă aflu în fața voastră cu mare onoare și responsabilitate, pregătit să-mi asum funcția de președinte al Consiliului Județean Prahova. Această poziție nu este doar o funcție, ci o oportunitate de a contribui activ la dezvoltarea județului nostru și de a construi împreună un viitor mai bun. După ceremonie, au ținut discursuri și câțiva invitați. Un moment extrem de important. Am consimțit astăzi voința prahovenilor de mai bine pentru ei și a copiilor lor. Am ascultat astăzi jurământul depus de către consilierii județeni și, nu în ultimul rând, de președintele ales, Virgiliu Daniel Nanu. Un jurământ care, cu certitudine, a spus mult. Profesionalism, devotament, empatie, proiecte și, nu în ultimul rând, credința în Dumnezeu. Prahovenii au nevoie de oameni precum domnul Virgiliu Nanu alături de ei și să le reprezinte interesele. Intenția mea, exprimată până acum, exprimată și în acest moment, este să colaborăm, să colaborăm cu onestitate în interesul Ploieștiului, în interesul județului Prahova. Ploieștiul este inima județului, iar o inimă moribundă înseamnă un județ moribund. Aici nu vorbim doar de un potențial eșec în cazul în care relațiile bune, nu sunt bune al nostru personal, înseamnă, repet, eșecul Ploieștiului și eșecul Prahovei. S-a întâmplat de prea multe ori, pentru prea mult timp și nu trebuie să se mai întâmple. Felicitări pentru alegerea în funcție de președinte al Consiliului Județean. Felicitări tuturor consilierilor județeni de la toate partidele și aștept cu nerăbdare colaborarea. Mulțumesc mult! Potrivit rezultatelor de la alegerile locale din 9 iunie, în cadrul Consiliului Județean Prahova, PNL și Alianța Electorală PSD-PUSL au obținut câte 13 mandate de consilier județeni. Asta în timp ce Alianța Dreapta Unită, USR-PMP, Forța Dreptei și AUR au obținut câte 5 mandate. Toma Kasowicz, supraviețuitor al lagărului de exterminare de la Bergen-Belsen, Germania, este noul cetățean de onoare al Ploieștiului. Titlul i-a fost conferit în ședința de Consiliu Local de marți. Domnul Kasowicz este supraviețuitor al lagărului de exterminare de la Bergen-Belsen din Germania. Este o personalitate deosebită
care a impresionat prin curajul său extraordinar și prin rezistența admirabilă în fața unor circumstanțe teribile. Prin povestea sa de viață și prin activitățile sale ulterioare, domnul Kasowitz a adus o contribuție semnificativă la păstrarea memoriei Holocaustului și la educarea generațiilor viitoare cu privire la atrocitățile comise în acea perioadă întunecată a istoriei. Consilierii local ploieșteni au votat pentru la propunerea de acordare a titlului de cetățean de onoare al municipiului Ploiești lui Toma Kasowitz, supraviețuitor al lagărului de exterminare de la Bergen-Belsen din Germania. Consiliul local al municipiului Ploiești, împreună cu domnul primar, îl propune cetățean de onoare. Pentru. Doamna Popescu? Pentru. Pentru. Mulțumesc. 22, cu 22 de voturi, proiectul a fost aprobat. E prea mare onoarea pentru mine, așa că trebuie să împart cu cineva. În primul rând împart cu etnia mea, care, ca și mine, a suferit de-a lungul anilor. Și în al doilea rând vreau să împart cu orașul Ploiești, unde am trăit cea mai mare parte din viața mea. Toma Kasowitz, de profesie inginer, are la activ zeci de invenții. Un mamograf digital cu tomosinteză 3D a fost montat la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, fiind vorba despre cea mai avansată tehnologie pentru depistarea precoce a cancerului mamar. În cadrul proiectului Sănătate pentru Dâmbovița al Consiliului Județean Dâmbovița a fost obținută de la bugetul de stat o finanțare de 3,5 milioane de lei. Din această sumă, 750.000 de lei au fost investiți în noul mamograf, iar diferența va fi utilizată pentru a achiziționa un aparat RMN. În prezent, mamograful se află în perioada de autorizare de către Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare. Specialiștii Spitalului Județean de Urgență din Târgoviște estimează că primele investigații se vor putea realiza în aproximativ o lună de zile. Anual în Dâmbovița, cel puțin 1000 de persoane solicită astfel de investigații medicale. Salvatorii prahoveni își desfășoară activitatea în sedii sigure la cutremur și eficiente din punct de vedere energetic. Totul în urma unor investiții majore realizate în ultimii ani, care au vizat toate cele 17 imobile din Prahova. În plus, la acest moment, ISU Prahova beneficiază de autospeciale noi și tehnică modernă de intervenție, cu care pompierii intervin în situațiile de urgență. Aproape 20 de autospeciale de intervenție și pentru stingerea incendiilor au intrat în dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Șerban Cantacuzino al județului Prahova. 11 autospeciale de stingere cu apă și spumă, capacitate de 4.000 de litri, în valoare de 1.594.193 lei per bucată, 6 autospeciale de stingere cu apă și spumă, capacitate de 10.000 de litri, în valoare de 1.698.368 lei per bucată, un post medical avansat PMA tip 1 cu remorcă de transport, care a fost distribuită detașamentului 1 de pompieri Ploiești, o autospecială de primă intervenție cu apă la înaltă presiune și hidroperforare, alocată tot în cadrul detașamentului 1 de pompieri Ploiești, un ventilator mic Easy 2000 cu remorcă de transport, distribuită tot detașamentul 1 de pompieri Ploiești, o autospecială de comunicații pentru punct de comandă mobil, alocată tot detașamentul 1 de pompieri Ploiești. Salvatorii prahoveni au primit și alte tipuri de tehnică de intervenție, printre care se regăsesc și ambulanțe de tip A2. ISU Prahova a primit și o ambulanță de tip C pentru transportul pacienților cu risc biologic, alocată detașamentului 2 de pompieri Ploiești, precum și 5 ambulanțe tip A2, care acestea fiind utilizate în prezent de către Serviciul de Ambulanță Județean Prahova, în baza unui contract de comodat. Și tot anul trecut, prin distribuție de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în dotarea pompierilor de la ISU Prahova a intrat și o pernă pentru salvare de la înălțimi de 16 metri. Logistica a fost îmbogățită și pe linia stingerii incendiilor de vegetație, cum ar fi 6 motopompe pluviale. Noi vrem să le folosim pentru alimentarea autospecialelor de intervenție. Când ai un râu, nu reușești să realizezi
o alimentare pentru autospecială, poți amplasa această motopompă și prin intermediul ei alimentezi autospeciala de intervenție. Sau pe un lac, o baltă de pescuit, o piscină. Investiții majore s-au făcut și în toate imobilele în care salvatorii prahoveni își desfășoară activitatea pe raza județului Prahova. Spectacole interactive sau cu experimente pe scenă. Se apropie festivalul Săptămâna Teatrului Tânăr, organizat de Teatrul George Ciprian cu sprijinul Consiliului Județean Buzău. Evenimentul, aflat la a 11-a ediție, se va desfășura în perioada 2-8 noiembrie. Teatrul George Ciprian pune Buzăul în mișcare cu 7 zile de festival. Este vorba despre Festivalul Internațional Săptămâna Teatrului Tânăr, care aduce în atenția publicului noua generație de artiști, fie că vorbim despre actori, regizori sau scenografi. Prin selecția propusă la cea de-a 11-a ediție, evenimentul pune sub lumina reflectorului creatori tineri și talentați. Programul acestei ediții include spectacole care se adresează tuturor categoriilor de vârstă și reunește producții ale instituțiilor de spectacol din întreaga țară, precum Teatrul Regina Maria Oradea, Teatrul Municipal Bacovia Bacău, Teatrul Anton Pan din Râmnicu Vâlcea, dar și din străinătate. Sâmbătă 2 noiembrie la ora 10, în sala Amfiteatru de la Teatrul George Ciprian, sunteți așteptați cu spectacolul Poveștii Jucăușe, un spectacol muzical interactiv, o adevărată călătorie în lumea poveștilor. Duminică, la sala Consiliului Județean, se joacă spectacolul Profuzăpăcit, un spectacol inedit și educativ în care spectatorii își pot verifica sau pot să-și însușească cunoștințe elementare de fizică și chimie în cadrul unui show interactiv. Vor fi și experimente de fizică sau chimie făcute la scară mare, dar care vor putea fi replicate la scară mică de către elevi și profesori. Doamnelor și domnilor, știrile Antena 3 Ploiești au ajuns la final. Colega mea Alexandra Matei vine cu cele mai noi știri din sport. Eu sunt Ioana Catană și vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând! Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit la știrile din sport. Petrolul Ploiești a pus la vânzare biletele pentru meciul de campionat cu Politehnica Iași, partida programată să aibă loc sâmbătă. Clubul anunță că nu va comercializa bilete în peluza 1, Ilieoană, și în peluza 2, Latină, ambele urmând să rămână închise. Petrolul Ploiești a demarat procedura de comercializare a biletelor pentru meciul de campionat cu Politehnica Iași, ce se va disputa sâmbătă 26 octombrie de la ora 16 pe Ilieoană, în cadrul etapei a 14-a din Superligă. Biletele se găsesc online și vor putea fi procurate și de la casa stadionului, ce va fi deschisă joi și vineri între orele 14:30 și 19 și sâmbătă între orele 10 și 16 și 45 de minute. Clubul mai anunță că, respectând decizia suporterilor din cele două peluze, care se vor alătura protestului lansat la nivel național de către galeriile de fotbal, nu va comercializa bilete în peluza 1, Ilieoană, și peluza 2, Latina, ambele urmând să rămână închise. Posesorii de abonamente liberate în cele două peluze vor avea accesul asigurat la tribuna a doua. 8 medalii au obținut luptătorii Clubului Sportiv Petrolul Ploiești la ultima competiție la care au participat. Dintre acestea, 4 sunt de argint și 4 de bronz. La Târgu Mureș, recent, au avut loc finala campionatului național individual junior 4 la lupte și campionatul național individual under 17 proba parter, la care au concurat peste 500 de luptători. La aceste competiții, luptătorii Clubului Sportiv Petrolul Ploiești au cucerit 8 medalii la toate cele 3 stiluri, greco-romane, lupte libere și lupte feminine. 4 medalii sunt de argint și 4 sunt de bronz. Miercuri, sportivul Ionuț Eric Pătru de la CS Petrolul Ploiești, secția lupte greco-romane, categoria 92 de kilograme, și cu antrenorul Ionuț Cristian Pătru au plecat în Bahrain pentru participarea la gimnaziadă, dar va intra în concurs pe data de 28 octombrie. Voleibalistele de la CSM Târgoviște au învins pe teren propriu echipa CSU Cluj-Napoca. Echipa de volei a CSM Târgoviște a obținut o victorie importantă pe teren propriu, învingând CSU Cluj-Napoca. Partida s-a disputat în sala Ioan Valerian din Târgoviște. Spectatorii veniți în număr mare s-au putut bucura de un meci spectaculos. Scorul final dintre CSM Târgoviște și CSU Cluj-Napoca a fost de 3-0. Știrile din sport au luat sfârșit aici. Eu sunt Alexandra Matei și vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!